Priveliște de pe terasă. Salutare, dragilor! Salutare, dragilor! Cum v-am obișnuit, am umblat din nou la Cutia cu Amintiri. Și astăzi vom vorbi despre o țară care ne place foarte mult. Ne-a putea spune că ne-am îndrăgostit de Maroc. Despre Maroc este vorba și noi am fost împreună de 3 ori în Maroc, iar soțul meu a fost de mult mai multe ori în alte combinații. Prima oară a fost în 2014. Da, în 2014 am ajuns prima oară pe tărâm african și în Maroc. Apoi am fost în 2016, iarăși noi amândoi, și în 2019 am fost cu niște prieteni. Marocul este o țară în nord-vestul Africii, o țară musulmană, în care limba oficială este araba. Și spun asta pentru că de fiecare dată când am fost acolo am avut în plan să avem îmbrăcăminte decentă, mai ales la femei. E de bun simț să ai umerii acoperiți și genunchii și, bineînțeles, să nu ai decolteuri atrăgătoare. Moneda este dirhamul marocan, cred? Da, dirhamul marocan, exact. Este undeva paritate 10 la 1 cu euro. Legat de viză, totul este foarte simplu. Se completează un formular în avion, ți-l dă compania aeriană sau la, când ajungi în aeroport. Viza se oferă gratuit, doar în aeroport, nu se obține prin ambasadă. Și noi am ajuns cu Ryanair de fiecare dată, nu? Da, prima dată pe tărâm marocan am ajuns prin sudul Spaniei, dacă ne aducem bine aminte, prin strâmtoarea Gibraltar. Am traversat strâmtoarea Gibraltar cu feriul și de acolo a început peripețiile noastre pe tărâm marocan. A fost, pentru prima dată am avut un circuit de 12 nopți, cred. Am trecut prin Tanger, am tranzitat Rabatul, ne-am oprit în Casablanca, am stat acolo câteva nopți, pe urmă am mers în Fes, dacă zic bine, nu? Da, după care am ajuns în Marrakeș. Și ne-am întors în Tanger pentru că noi am zburat în Malaga. Prima și prima dată, exact. Și zborul de retur l-am avut tot de acolo. În 2014 am ajuns în Fes și am avut un pic ghinion, ca să spunem așa, pentru că am avut doar două nopți de cazare și fix în alea, în două nopți cât am stat acolo, a fost o sărbătoare la fet de muton, care e ceva similar Paștelui în religia ortodoxă. Adică aproape totul era închis. Totul era închis, de fapt. Chiar a trebuit să mâncăm în interiorul riadului. Am stat într-un riad foarte, foarte frumos. Nu știu cum se numea exact. Dacă îți aduci tu aminte. O să pun pe ecran. Da, chiar am fost impresionați când am ajuns acolo. Țin minte că proprietara era o franțuzoaică, exact. Și cumpărase riadul acela cu 200.000 de dolari. Și investise încă 300.000, iar renovarea durase vreo 5 ani, ceva de genul. Ceva de genul, da. Se face foarte minuțios la ei. Toate mozaicurile, toate pietricelele sunt făcute manual, sculptate, tăiate manual, totul se face manual. Da, cred că o să și găsim video, pentru că ne-a impresionat acolo, mai ales că erau lucrări pe străduța care ducea la riad și am nimerit, am ajuns noaptea, era plin de praf acolo și când am intrat, pur și simplu am văzut că am ajuns în paradis. Că marocanii de ce au aceste riaduri foarte, foarte frumoase în interior și neimpozante în exterior ca să nu-și arate opulența, da? Eram foarte curioși atunci de ce nu se vede absolut nimic din stradă și unul dintre localnici ne-a spus că religia lor îi învață că nu trebuie să arăți tuturor ce ai tu, pentru că poate ei nu au și nu exact. E drept să vadă. Și de asta, în momentul în care o să mergi prin Medina, care e zona veche a orașului, oriunde în Maroc,
Nu o să vezi decât, poate ai noroc și ai niște gemulețe foarte mici din, prin care nu se vede în interiorul casei. Dar nici ale, dar nici ale. În schimb, când intri, există un patio care e un fel de grădină în interiorul casei, interior, care exact. Este descoperită sus. Și pe acolo, de obicei, sunt balcoanele de la camere, adică în interiorul casei. Este o experiență care nu trebuie ratată în Maroc. Noi de fiecare dată când am fost, am stat doar în Riadul. Doar în casele lor tradiționale, exact. Aici altă cameră. Da, aici se urcă pe terasă, o să mergem și noi să urcăm. Da? Aici e un loc de relaxare cu televizor. Foarte, foarte. Asta este Riadul unde stăm noi. Morning! Nice Riad and authentic, typical. Very good, very nice. Gata? Flori? Sam? Priveliște de pe terasă. Astăzi este tradiția tăiatul oilor. Este o sărbătoare autentică. Și mânghie la tipa. Și în fest nu am făcut mare lucru, pur și simplu ne-am rătăcit pe străduțele din socuri, adică străduțele nu sunt numerotate sau nu au nume acolo și străduțe se numește și ceva de genul ăsta, unde abia poți să intri da, două sunt, persoane. Sunt catalogate străduțe și acele ganguri foarte înguste și foarte multe de altfel. Se spune că în Medina din Fes sunt peste 1000 și ceva de astfel de întortochieri. Da, este de fapt un labirint în Fes. Exact. Și chiar ne-am rătăcit și nu mai găseam Riadul unde stăteam. Cred că a fost din pricina faptului că totul era închis, nu te puteai orienta după un magazin sau nu știu, după ceva, un hotel, un Riad. Dar foarte frumos și cu siguranță vom repeta experiența din Fes, pentru că doar atunci am fost, n-am mai revenit în Fes de atunci. Și țin minte că am ajuns în Borș Nord, care este cel mai înalt punct din Fes și acolo se vede foarte frumos. Se vede orașul. Orașul. Privirea asupra Fesului din Borș Nord. Cel mai înalt punct din Fes. Da. Din Fes am plecat în Marrakech cu trenul. Exact. Și în Marrakech de atunci am revenit de foarte multe ori, este orașul nostru de suflet, da, din Marrakech. Din Maroc. Din Maroc. Există acolo o celebră piață, Gema Elfna, care este total diferită ziua față de noapte. Ziua sunt fel și fel de vânzători ambulanți care îți vând bijuterii, suveniruri din piele, ulei de argan, sunt îmblânzitori de șerpi, sunt dresori de maimuțe.
Restaurante ambulante, adică vin cu, zi tu cum se numește? Cu oarecum niște chestii pe care le împing, niște tarabe pe niște biciclete și le desfac acolo, le expun, pun mese în jurul, prejurul acelor tarabe și începe distracția. Gemma Elfna. Este nebunie. De-a lungul anilor și care ne-au primit la ei acasă. Și unul dintre ei este Abdul. Da, am adus ulei de argan, pielărie și așa mai departe. Și totodată ne-am îndrăgostit de Marrakech și ne-am făcut și mulți prieteni. Și țin minte că prima oară când am ajuns în magazinul lui Abdul, am vrut să cumpărăm ulei de argan. Și de fiecare dată când intri într-un magazin, bineînțeles că ți se oferă ceai de mentă. Dacă ești dispus să cumperi, accepți frumos invitația. Noi am acceptat invitația lui Abdul și... Și de acolo a început totul. De acolo a început totul și țin minte că am stat acolo 2 ore. Pentru că soțul a cumpărat mai mult ulei și am negociat și intrau și alți cumpărători și se alăturau nouă și beam ceai împreună. Se alăturau întregii povești. Acabou. Já li. Não acabou foi ó. Ali. Olha esse cara que tá aqui, ó. Já basta. Acabou, já basta. Deixa eu Absolut totul se negociază. Absolut totul aproape la jumătate, ți-l oferă din prețul inițial spus de către ei. Foarte puține produse au prețuri afișate. Aproape deloc. Și în Marrakech am stat la riaduri foarte frumoase, la unul chiar de 2 ori, când i-am dus și pe prietenii noștri. Și pe prietenii noștri, exact.